Măsuri dure luate în Valea Jiului. Reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, regiunea Vest-Timiș, au verificat mai multe unități de alimentație publică din municipiul Petroșani. Pentru mai mult de jumătate dintre cei controlați s-a luat decizia închiderii temporare. Cum adică? Asta vreau să-mi explicați și mie, cum adică bază de ala grec. E ciorbă de pui? E ciorbă de pui ala grec fără carne. Da, dar doar așa, și aici? Ciorbă de burtă, tot așa fără carne. Ciorbă de burtă fără carne. Da. Bine, să-mi arăta și mie, dar chiar vreau să-mi arăta și insist, vă spun sincer, să-mi arătați rețeta dumneavoastră de ciorbă de pui ala grec în care carnea se fierbe separat. Vreau să-mi arătați rețeta. O aveți? Astea oare cine le mai mult? Păi nu, dar spuneți-mi, nu așa... Cum se face ciorba de pui ala grec? Am fiert puiul într-adevăr separat, l-am pregătit. Păi nu, dar în rețetă cum e? Eu mă întreb cum e rețetă, vă rog. Am zeamă de oase, am bază de oase și cu bază de oase. Rețeta dumneavoastră, da. Se fierbe carnea separat și se adaugă la final. Așa, da. Face și acasă și așa ține și în frigider acasă. Carnea separată de ciorba. Întreb! Conducerea Comisariatului Regional Vest declară că au fost verificați 14 operatori economici din Petroșani. Comisarul șef spune că s-au găsit numeroase nereguli, de la spații neigienizate, la produse expirate sau detergenți de uz casnic nu profesional sau meniuri care nu respectă legislația în domeniu. Principalele abateri de la legislație constatate au fost practici comerciale incorrecte, produse alimentare cu modificări organoleptice, produse alimentare lipsite în totalitate de elemente de caracterizare, identificare necesare stabilirii conformității acestora, nerespectarea condițiilor de depozitare produse alimentare prescrise de către producător, aragaz, tigăi, oale neigienizate corespunzător, cu depuneri consistente de grăsime arsă, negrită, gresie și faianță neigienizate, murdare, vitrine frigorifice și congelatoare neigienizate cu resturi de alimente și rugină, răcitor pentru băutură coritoare utilizat la depozitarea alimentelor, tocătoare arse, neigienizate, cuțite cu mânere de plastic și nituri cu depuneri, ouă cu urme biologice. Atât în zona blocului alimentar, cât și la bar nu existau coșuri de gunoi acoperite, iar pentru spălarea veselei se utilizează detergent pentru vase, pastă pentru uz casnic. Produse, preparate și materii prime lipsite în totalitate de elemente de identificare, caracterizare necesare determinării conformității acestora sau în afara datei limite de consum, pe scurt expirate. Nerespectarea ordinului ANPC 201 din 2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite, mâncărurile furnizate de unitățile de restaurație colectivă, în lista meniu și pe site. Măsurile au fost și ele dure, de la închiderea temporară la amenzi de aproape 140.000 de lei. Sancțiunile aplicate au fost următoarele. 23 de amenzi contravenționale în cuantum total de 139.000 de lei, precum și 7 avertismente. Au fost dispuse următoarele măsuri complementare. Oprirea temporară de prestări servicii până la remediarea deficiențelor pentru 8 unități, precum și oprirea definitivă de la comercializare și retragerea de la consumul uman al produselor neconforme în cantitate de peste 450 de kilograme, precum și propunerea emiterii deciziei de încetare a practicii comerciale incorrecte pentru 2 operatori. Este inacceptabil, cum înțeleg anumiți operatori economici, să-și desfășoare activitatea. Mizeria, rugina și produsele neconforme nu au nicio justificare, iar măsurile sunt și vor fi ferme. Comisarii de la Protecția Consumatorilor spun că aceste verificări vor continua și atrag atenția operatorilor economici să respecte legislația.